Florin Tecău, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, a anunțat astăzi că Prefectura și Consiliul Județean Vâlcea susțin construcția autostrăzii Pitești-Sibiu. Cele două instituții din județul vecin au transmis ieri Consiliului Județean Argeș adrese oficiale de sprijin. Astăzi am primit hârtie de la Vâlcea din partea Prefecturii și a Consiliului Județean că ne sprijină și sunt alături de noi pentru autostradă și împreună vom face demersurile. Este un proiect prioritar pentru noi și pentru Vâlcea, așa că îl susținem pe toate căile. Să nu uităm că avem Dacia în județ, iar transportul mașinilor pentru piețele externe trebuie să fie rapid și economic, a explicat vicepreședintele CJ Argeș, Florin Tecău, alianța celor două administrații județene. În plus, vicepreședintele Tecău a spus că își dorește ca proiectul de cale ferată Viena-Constanța, pe care chinezii vor să-l financeze, să cuprinde și tronsonul Vâlcele-Râmnicu-Vâlcea. Este varianta pe care am discutat-o ieri cu președintele Constantin Niculescu, care a fost la forum și încercăm să propunem pentru acest tronson de cale ferată rapid să se ia în discuție și varianta Pitești-Sibiu și vor participa săptămâna viitoare, așa cum v-au spus, în jur de 10 decembrie, discuții se vor avea loc la nivelul Ministerului.